revenire o când politic, în subliniere îi face partid după ce aie, subliniere IT din pu subliniere cerie, lucrez, am o bază de date. Revenire subliniere o cant în lumea politic. După ce Dacian Ciolo subliniere Inecula Ioncanu au anuncat ce în subliniere îi fac partide, un nou personaj controversat se întoarce. Anuncat ce în subliniere îi face partid după ce aie, subliniere IT din tu subliniere cerie. Este vorba despre Gigi Becali care, în trecut a avut propria formațiune, PNG, apoi a ajuns europarlamentar pe listele PRM sublinierei parlamentar pe cele ale PNL. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Gigi Becali a anuncat cineva candida pe liste. Lucrez acum. Am o bază de date. Oamenii cu care am vorbit sunt în baza de date. Dacă Dumnezeu mă luminează, voi lua o binecuvântare de la Patriarh. Dacă am rugciunea perinilor, voi face partidul. I-am întrebat pe oameni dacă o să sunt guarnavei veni? Au zis ce da. Eu nu candidez, fetele mele nu candidează. Vasile Giambazi, un nepot de-al meu va candida, îi bate pe toi mintri la fundul gol. O să fie un partid de dreapta, o să fie un partid naționalist, un partid al bisericii. O să fie partidul cerului, între ghilimele. Fac un partid al bisericii. Bisericii poate să fie orice om care agrează ce va fi scris. Nu voi scrie bilbia în statut, voi scrie lucruri de moralitate, cele 10 porunci pe care le au toate religiile din lumea asta, a declarat Becali la România TV.